Bine v-am regăsit! Echipa feminină de fotbal Viitorul Reghin se află în plin proces de pregătire. De aproape 3 săptămâni, jucătoarele fac antrenamente atât în sală cât și pe teren, în vederea celei de-a doua părți a campionatului Ligii 1. În lotul echipei au apărut și câteva noutăți. 3 jucătoare au fost aduse sub comanda antrenorului Vasile Costan. Totodată, Denisa Marcea și Cristina Pop au fost cooptate în lotul național Under 19. Campionatul Ligii 1 la fotbal feminin se va relua pe 9 martie. De aproape 3 săptămâni, jucătoarele de la Viitorul Reghin se află în plin proces de pregătire. Elevele lui Vasile Costan fac antrenamente atât în sală cât și pe teren, în vederea celei de-a doua părți a campionatului Ligii 1. Am reluat activitatea în data de 4 ianuarie, ne-am întâlnit, a fost prima noastră întâlnire. A avut loc jos la sală, în Parcul Tineretului, pentru că avem o poziție sâmbătă în fiecare săptămână acolo și acolo am început pregătirile și cât ne-a permis timpul, am făcut și alergări de 3 ori pe săptămână, plus avem 2 poziții și la Lucian Blaga, la sală, lunea și miercurea. Înainte de startul returului, conducerea grupării reghinene vrea să organizeze un turneu de fotbal cu echipe atât din județ cât și din apropiere. Turneu de sală, dacă terenul nu se permite, dacă ar ninge și ar fi zăpadă, s-ar putea juca pe teren. Dacă nu, ne gândim să facem un turneu de sală cu 4 echipe. Păi Mureșul, am vrea Prundul Burgăului, Baia Mare și să vedem Clujul dacă vor să vină. În lotul echipei au apărut și câteva noutăți. 3 jucătoare tinere vor evolua din această iarnă la gruparea reghineană. Au venit 3 fete tinere, au în vârstă de 12 ani și 2 de 12 ani, una de 13 și una de 16. Vrem să le creștem noi, să poate să vină la orice vârstă. Chiar acum am vorbit cu colegul și vrem să mergem prin licee, prin școli, ca să vedem să mai facem rost de niște fete tinere, ca să le creștem noi. Totodată, Denisa Mercea și Cristina Pop vor absenta o perioadă, asta deoarece au fost din nou cooptate în lotul naționalei Under 19. Campionatul Ligii 1 la fotbal feminin se va relua pe 9 martie.